Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bogdan Pasăre și de la această oră vă invit la CFR Cluj Fece Voluntari. Suntem în etapa cu numărul 8 din Superliga de fotbal. CFR Cluj, campioana ultimelor 5 ediții, traversează o perioadă mai puțin fastă, cel puțin așa se întâmplă în campionat. CFR cu două înfrângeri în ultimele două partide din Superliga și titularii noi față de meciul trecut. De partea cealaltă, Fece Voluntari are o singură schimbare în formula de start față de meciul trecut, împotriva celor de la Universitatea Cluj. Bombă a lui Cvek, extraordinar șutul lui Lovro Cvek, croatul foarte aproape să marcheze un nou eurogol aici în Gruia. Paradă de senzație a portarului Mihai Popa. Cât de bine se așează pe minge Lovro. Unde avea să bifeze cifre și mai bune. 16 goluri marcate pentru Farul în sezonul trecut și apoi un alt salt făcut de Hefte în campionatul nostru. A urmat transferul la campioana României CFR Cluj. Foșutul lui Adam Nemeț, 1 contra 1 cu Nana Boateng. Minge ajunge la Nemeț! Ce ocazie Nemeț! Șut care trece puțin pe lângă poarta lui Scufet. Foarte bun șutul lui Nemeț. Da, nu știu dacă era pe poartă. Nu știu dacă o scotea italianul Scufet. Ocazie bună într-un viitor transfer, de văzut dacă se va realiza această tranzacție. Șansă bună aici. Matricardi îi crea probleme portarului Popa. Bate Petrila! Gol! Petrila! Pentru 1-0. Execuție minunată a lui Claudiu Petrila. Minutul 32. Da. Și Lorient trebuie să insiste, pentru că s-ar putea ca și alte echipe, și nu numai din Franța, să-l dorească pe Claudiu Petrila. O execuție magnifică a tânărului fotbalist de la CFR, fără replică. Pur și simplu a rămas împietrit pe linia porții Mihai Popa, nici nu avea ce să facă. 4 minute suplimentare pentru această primă repriză, o nouă intrare urâtă a celuia și a Ligii, cu fața plină de sânge. Mane a trebuit să renunțe. Oh, ce intrare de K1! Probabil că în luarea unei decizii finale va conta și ce a făcut, da, va fi roșu. Ce a făcut Ligii cu Mane în debutul meciului e roșu. Se anulează galbenul și se transformă în roșu. Se pare că această serie va continua. Gol! Minunata lui Hefte! Minutul 54. Este seara golurilor fabuloase aici în Gruia. Campionii se întrec în reușite care mai de care mai spectaculoase. După golul lui Petrila din lovitură liberă, vine și această execuție minunată a lui Hefte. Cât de frumos au combinat băieții lui Dan Petrescu și vine această torpilă a lui Hefte. Este pulverizat portarul voluntarului Mihai Popa. Se așează bine pe minge Hefte și șutează cu sete, cu piciorul drept, de la distanță. Gol minunat. Mingea se duce sub transversală. Hefte Betancor, fostul. Ambii au și marcat pentru națională. Aici e șansă de 3-0. Intervenția lui Popa. O schimbare și pentru echipa oaspede. Șansă de 3-0 și este. Nu se poate așa ceva. Parcă l-am văzut pe Darius Olaru, jucătorul FCSB-ului, la meciul împotriva Chindiei. Uluitoare ocazia lui Vito Hamersoy Mistrati.
E cum să ratezi de acolo? Incredibil, Deac reușește să-i paseze danezului. Deac. Și vine șutul, pară gol! Vito Hammershøi-Mistrati își răscumpără, să spunem așa, greșeala din minutul 73. Trece peste acel moment neplăcut al acelei ocazii imense și prinde și el un șut fantastic. Mingea mușcă din transversala porții lui Popa. Descumpărit portarul voluntarului. A fost ciuruit cu ghilimelele de rigoare în această seară la Cluj. A primit 3 goluri superbe. Să recunoaștem acest lucru. Vă las pe dumneavoastră să decideți care a fost cel mai frumos gol al acestei partide. Balcani. Hai să vedem ce face Brown aici. Centrare pentru 4-0 și gol! Emanuel Yeboah. A fost un adevărat asediu la poarta voluntarului. Ilfovenii păreau să evite golul 4, dar Emanuel Yeboah găsește în cele din urmă drumul spre gol, spre golul de 4-0. Iată aici Zvec încercând să înscrie. A încercat și Vito Hammershøi-Mistrati să facă dubla. Din a treia încercare, cei de la CFR Cluj